Salut și bine v-am găsit din nou la probabil seria voastră preferată din această vară. Vara s-a terminat, dar eu nu am ținut de cuvânt, nu am terminat consul, așa că astăzi facem ultimul episod din Încerc să bat record mondial la draft. Nu cred că o să reușesc să încerc să bat din 193, dar eu încerc. Probabil o să vedeți tot 5 drafturi, o să fac de toți banii și o să le aleg pe cele mai bune, așa că să înceapă episodul ca multă treabă azi și nu știu câtă energie am, m-am trezit cu multă energie, dar draftul s-ar putea să-mi ia. Revin cu următorul draft, dacă ăsta nu e bun, dar hai să vedem. Eu sper că ăsta o să fie un draft bun. Formațiile sunt nebune. O să iau 4, 2, 3, 1. Băi, o formație bună, dar Icon sau nu? O să merg pe Cavani, pentru că e o ligă mai bună, mai ofertabilă. Și cea mea, Icon, da, bun, în sfârșit, Zidane. Băi, un început perfect. Mi-a zis că după ce iau capitanul, să merg pe fundaș, așa că eu vă ascult. Chiar dacă am uitat acolo și am luat Zidane, eu vă ascult. Ok, Robertson, 87. Hai să vedem fundașii. Hai să-i văd. Thiago Silva. Râbă, ai că aici trebuie să dea ceva bine, că au foarte mulți. Cancelo, bă, mă, are un 91, nu are rost să le iau pe Ricardo Pereira, eu Cancelo. Un Van Dijk, Totti, nu cred că vine acum. Da, mamă, o să iau Boli aici, pentru că ăsta are totuși un 94. Ok, o să merg pe portar. Doar așa. Avem 84, Fabianski, bă, n-a fost cine știe ce, am luat doar un fundaș bun din 4, dar asta este. Calhanoglu aici, ratingul, pentru că niciunul n-a ajuta. Te rog, mai dă-mi un Icon. Și aici o să merg pe rating. CDM Kanté, CDM Kanté. Fabinho, ok. Nu pot să-l mut momentan. Haide mă, tată, mă, mai dă ceva bine. Da, Tardio. Bă, cred că păstrez draftul ăsta, cred că apare în episod. Dacă l-ați văzut, scrieți în comentarii, a apărut. Hai să vedem, portughezul probabil face. Da, 92 nu face nimeni. Hai să le iau pe ăsta. 191, n-a fost atât de rău. Pentru primul meu draft după 2-3 săptămâni, chiar e ok. Mă așteptam la ceva mult mai grav. Dacă vrei să-ți cumperi cele mai noi jocuri la super prețuri, intră pe eneba.com. Și ai acum o super ofertă cu mai multe jocuri. Distracția de toamnă începe, că dacă tot începe școala, sigur în weekend vrei să te relaxezi cu cele mai bune jocuri. Și avem aici cele mai bune afaceri. Uitați-vă ce reduceri mari avem. Plus restul jocurilor, dacă vreți să cumpărați ceva, verificați această ofertă. Plus că se apropie cel mai așteptat eveniment, lansarea FIFA 22. Și dacă nu ți-ai dat încă precomandă, acum e momentul. Pe lângă PC, cred că mai au și de Xbox. Nu știu exact dacă au pentru PlayStation, dar verificați site-ul pentru că mereu apar oferte noi. Dacă vrei să-ți dai precomandă la FIFA, dacă nu ți-ai dat încă precomandă și vrei să-ți dai, îți recomand site-ul Eneba, apeși precomandă și după ce ți-ai selectat o metodă de plată, neapărat la aveți cod de reducere, trebuie să bagi codul HALUC pentru încă 3% reducere. 4-3-3 Defend, 5-2-1-2, nu. 4-4-2 Holding, nu asta, False 9. Ok, o să iau asta, 3-4-1-2. Poate acum, poate cu asta reușesc, deși am mai avut-o. Ok, Ronaldo Grăsuțu. Nu este rău, absolut deloc. Alberto Luis. Ok, hai ce bei ăia bun, te rog. În sfârșit, hai cu Militao, hai cu Militao, hai. Am zis că în sfârșit e bine, dar ce să mai zic. Vreau să gândesc bine liga. Ăsta e pentru ăla, dar n-am nicio treabă cu Italia. Christensen. Ok, PSG pentru Neymar și toți nebunii. Dar până atunci Militao, te rog. Hai cu Neymarul, LV. Merge și un Otavio. Mbappé.
Merg pe PSG până la capăt. Nu așa. Hai să vă văd. La mijloc ce-mi dați? Ia uite-l. Ia uite-l ce bun e. Un Di Maria ceva, nu știu. Bă, dar n-a mers apărarea, mă. Băi, draftul ăsta e așa și așa. Unii buni, unii slabi, rău. Ok. Trebuie să merg pe fundaș, că nu am. Merg pe la Liga. Poate totuși îmi dă Militao și salvează tot. Hai cu Portaro. Clar Courtois. Și celălalt, deși nu era important. 88 Ederson, ok. Dar nu știu dacă e ceva salvar. M-am vreo 3 poziții unde am nevoie de ceva. Jucători. Cancelo, ok. Lasă momentan, văd că nu mă ajută. Băi, de ce îmi dai mă fundaș când nu am nevoie? Ok, Icon. Nu e Icon, e Mane. Messi ajută, sincer. Ok, bun. Bun. 91 cu 91, te rog, te rog, dăm numai high rate. Ok, ok, Icon. Când vreodată. Când vreodată. Ok, s-ar putea să fie ăsta draftul. Am nevoie de striker mai bun. 94 Müller. Ok. Haide, mă, dăm din Premier League striker, Son. N-am chemă striu, nu cred, nu cred, dăm ceva. Bruno. Ok. Nu se poate să-mi faci asta, te rog. Nu cred. Aoleu, 93 rating, nu cred, nu, du-te de aici. Dacă fac 94 rating și nu fac chemăstriu, nu mă mai joc niciodată jocul ăsta. Nu mă mai joc niciodată jocul ăsta. Ok, 93. Hai să vedem managerul, dar așa rămâne, din păcate. Dar e o șansă, ăsta, draftul ăsta spune multe, spune că e o șansă. 93 cu 94. Da, cred că e unul dintre cele mai bune drafturi pe termenul anul ăsta. Dar din păcate nu e suficient, un striker mai bun și care să facă și mai mult chemistry. Sau încă un CB, dacă venea Militao, cred că era perfect. Vreau să mă mai joace la draftul ăsta, dar chiar nu am cum să-l salvez, cred. 4-3-3 defend, 4-2-2-2, 4-4-2 flat, 3-4 așa, 4-3-3. 4-3-3 sau 4-4-2 flat, 4-4-2 flat. Hai să te văd, dă-mi aici business. Messi. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Te vezi ce se poate întâmpla. Oricum era cel mai mare și făcea și chemistry. Bun! Bravo! Drafturi! Drafturi în septembrie! Primele 3 picuri, full gold. Mă rog, ăla nu e gold, dar înțelegeți voi. Cristiano Ronaldo. Ok, 2 buni, 2 proști. 3 buni. Merge. Ne păstrăm calmul. Probabil trebuie să iau Parejo, dar nu-mi pasă. La ce început am avut de draft? Mă mir că nu i-am dat autocomplete deja.
Nu știam că Lucas Vasquez era acel card. Hai, dă-mi un Varan. Bravo. Bravo, jocule. Ramos, clar. Courtois e tot ce am nevoie. Nici măcar unul de unde trebuie. Corect. Vreau să zic, lăsați că-mi dau aici Oblak, dar am zis să aștept că poate totuși nu e Oblak. Hai că s-a salvat draftul, am nevoie de încă vreo 3-4 jucători high rated, cum ar fi aici. Deci nu știu de ce mi-a dat animația de icon sau de jucător de peste 93 când el îmi dă Isaac cel mai bun. Chiar nu pot să concep logica acestui joc. Îmi trebuie un Rafa dacă e tot slămă, nu știu, sau nu, Otavio, chiar dacă nu e portughez, asta este Ronaldo a 7. Baca aici, băi, deci picurile astea sunt insane de proaste. Neymar, ce pot să zic? Suceac, deși n-o să intre. Mamă, frate, pe bune, am nevoie de două carduri, ok. Maria e 95. Pe bune, nu pot să-mi schimbe și mie LMU. Hazard, ok. 98, dar eu am nevoie de LMU. Care să intre în echipă? Ok. Nu mai comentez. Dă-mi un icon. Ce sunt proști? Sunt bă proști copiii ăștia. Uite-și pe Toni Kroos. Uite-și pe Hazard. 90-99. Mai dăm ceva high rated. Bun, 90. Na, e 192 maxim draftul ăsta, din păcate. 193. Hai să-l vedem. Da, v-am zis că e 192. Încerc să mă gândesc dacă pot să scot ceva ca să... Dacă se face 192, că până acum... Ok, 100. Da, doar cu băiatul ăsta. Care e mare noroc că e din Portugalia și te lucri Maldo. Bun! Bun draft! Dar doar 192. Cred că e cel mai bun de până acum, chiar dacă în celălalt am avut 93 rating, n-am avut 100 chemăște. Cred că ăsta e cel mai bun draft din episodul ăsta. Și nu... Nu e rău, chiar sunt șanse. Dacă mai îndădea ceva în loc de Kroos, cred, și Ramos, sau poate în loc de Lucas Vasquez, chiar era super. Dar speranța mea încă e acolo că pot să fac un 194. Ala, bala, porto, cala. Ok, a ieșit asta. Eu nu sunt un mincinos. Bun, De Bruyne. Hai cu un Pele, un Maradona. Da. Bun. Mersi. Vă mulțumesc foarte mult pentru ce mi-ați dat. S-a stricat draftul, ok. Ben Vardy. Vardy face chema strimpare. Aș merge pe Benedel, poate dea și un Mbappé, dar lasă să merge pe o ligă. Hai, dăm și aici un Harry Kane măcar de 96. De ce îmi dai Mbappé-ul ăsta? Că eu nu știu ce să fac acum. Îl iau. Asta e. Dacă am greșit, îmi asum. Să sperăm că n-am greșit. Dăm și aici, bun. Singura variantă. Hai cu fundașii. Hai cu aia nebuni. Orie. Marchinios, dar nu e care trebuie, mă. Nu e mă care trebuie, mă. Bă, nu sunteți mă sănătoși, mă. Dați-mă Varan și Militao și toți. Conate, ia uite-l. Ia uite ce face el. Ok, ăsta îl accept. PSG for the win. Dă-mă Marchinios ăla bunul. Îl iau, că e 96, trebuie să fac compromisul ăsta. Corect. Cât se poate de corect. Da, îmi dai acum portarul lor sau?
Da, mă, da. Ok, am nevoie de un răbă. Un ceame și poate un lăbă. Și un icon în loc de ăsta ar fi iar senzațional. Deci mi-am trebuit 4 jucători. Și în rest, full high rated. Hai să vedem cu aceste 5. Ok, prima pare să fie bună. Scade din păcate chemăstriul. Cade și ratingul? Da. Bun. Ok. Măcar a fost high rated. Asta e prost, dar mergem că e și Spania și Franța. Pe Premier League n-aș vrea să mă duc foarte mult. Caio Henrique sau un rating de 91? Caio Henrique. Pentru că nu mai am alte șanse la... LB. Mo Salah. Mo Salah. Running down the wing. Salah la 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 la. Egyptian King. Ok, ok. Not so bad, dar încă n-am rezolvat alea din primul 11. Încă nu le-am rezolvat. Reina nu mă ajută. Gnabry e 93. Bun. Îmi trebuie un răbâh. Bun așa, mă. Ok. Tot aia e. Chiar nu vreți, mă, să mă salvați. Bă, te rog, deci te rog. Spune-mi că e 194 draft, asta măcar 193 draft, 194 vreau să fie. Deci ajută-mă cumva. Jocule. Asta îmi scade, ok. Ok. Trebuia răbă, chema striul am, deci high full high rated. 91 Burak Yılmaz. 91, ce să mai. Hai, încă unul aici. Ăsta e draftul, băieți, fiți atenți. Am muncit atât de mult. Și ăsta cred că e ultimul. Și ăsta e draftul, a dat aici prost. Dar nu e nicio problemă. Am atâția jucători de băgat. Nu ne pierdem speranța. Nu ne pierdem speranța. Doar 92. Dar încă nu sunt aranjați cum trebuie. Ok. Acum par a fi aranjați cum trebuie și nu văd nicio schimbare. Avem un manager de luat. Avem un manager de luat. Nu mă dau bătut cu jocul. 1. Nu cred că dintre toți managerii niciunul nu da. Asta a dat 100, ok. Michael Arteta, zeul nostru. Totuși, eu nu cred că ăsta e draft de 192. Pe mine nu mă puteți convinge că ăsta e draft de 192. Haide, frate, deci nu aveți idee cât m-am gândit la chestia asta. Pentru unul chemăstri să nu o fac. Deci n-are cum să-mi spui mie că pentru unul chemăstri chestia asta nu merge. Eu nu cred că e 93 cu 99. Eu chiar refuz să cred. Eu nu pot să cred așa ceva. Aia, deci credeți-mă că am încercat toate posibilitățile. Nu pot să fac 193. Foarte frustrant. Îmi place că totuși se poate, deci draftul arată că se poate face măcar 193, deci nu mai e să zic cum plângeam eu în ultimele 3-4 episoade că bă, nu mai sunt jucător. Și azi am avut drafturi proaste, am avut și drafturi bune. Sper că la etat să nu-mi iau tilt când o să văd că dacă alegeam nu știu ce făceam. Aie. Ăsta a fost și ultimul episod. Am zis totuși să încerc. Nu mă așteptam să fie așa bine, adică am avut două drafturi superbe, atât de aproape de 193. Draftul ăla cu 93 și 99, eu chiar cred că l-a avea potențial de 194, poate cu un alt Mbappé mai bun, nu știu. Atât s-a putut, atât s-a vrut, eu sunt mulțumit, chiar dacă m-am ofticat puțin că am avut două drafturi de 193 și n-au fost nici măcar 193.
Asta e, eu am fost Aloc, mulțumesc pentru toată susținerea. Urmează FIFA 22. Mai sunt, cred că, 2 săptămâni în momentul în care vreți să vezi acest clip. O să încerc să pregătesc, ca și în sezonul trecut, câteva clipuri, să zic eu, ajutătoare pentru începutul FIFA 22, să văd ce idei mai am, dacă nu păstrez ce am postat și anul trecut, dar e posibil să vină și idei noi. Mulțumesc pentru susținere. Haideți să încercăm, deși e greu. Așa că, în semn de mulțumire pentru aceste, cred că, 9 episoade de drafturi de vara asta, hai să strângem 300 de like-uri. Dacă mi-ați apreciat munca, dacă v-ați distrat, nu cred că e greu să strângem 300 de like-uri până apare FIFA 22 la acest episod. Nu știu, eu am fost Aloc. Vă mulțumesc și nu uitați să verificați în descriere și să-mi dați follow pe toate conturile mele de social media, pentru că încerc să fiu activ peste tot. Vă mulțumesc și la revedere și baftă în nou sezon de FIFA.